Am avut onoarea să-l cunosc mulți ani în urmă, vă dați seama că și atunci avea o vârstă. Acest om mi-a insuflat încrederea, curajul și chiar îmi aduc aminte vorbele lui, să mă scutur de orice reacție negativă, să mă înconjur de oameni care gândesc pozitiv, care cred în misiunea mea de a reabilita și de a reuși să realizezi niște lucruri frumoase și cu un copil cu dizabilități. Spre norocul meu, dacă pot spune, Teodor are o formă ușoară. Îmi spunea domnul profesor că doar un braț micuț este deplasat. Aceasta nu o putem, el nu o numea boală. A spus că este o maladie genetică, a cărui cauză e necunoscută până în zilele noastre, sau au fost diverse supoziții pe baza unor statistici, dar nimic nu e sigur. Pentru că și acum se nasc copii cu dizabilități, adică chiar cu sindromul Down, la mămici tinere. Spunea unul din factori că ar fi vârsta înaintată. Nu, nu se știe încă. Ideea este că acest om mi-a insuflat dorința de a lupta. Dorința de a nu privi că este un copil cu probleme. Tot timpul mi-a spus să-l privesc ca un copil fără probleme, să-i acord aceeași atenție. Tot timpul i-am fost alături, e adevărat că s-a muncit foarte mult. Adică am renunțat la multe lucruri personale pentru Teodor.